Un alt fain nou de la apărut în Visier 4 este Fault-Tolerance. Asigură o continuitate a funcționalității mașinilor virtuale în ciuda defectelor de hardware. Am să vă citesc pe scurt ceea ce înseamnă. Fault-Tolerance creează perechi de mașini virtuale ce funcționează în lockstep. Face un mirror al tuturor comenzilor executate pe mașina principală, pe mașina pereche. Pentru exterior, aceste două mașini apar ca o singură entitate și, normal, având un singur IP, de exemplu. În cazul unei defectări de hardware, ce cauzează oprirea mașinii active, cea de-a doua mașină preia absolut instantaneu toate operațiile ce se executau în prima mașină virtuală. Dacă ar fi să facem și grafic acest lucru, prima mașină cea activă se strică datorită faptului că serverul fizic s-a stricat, da? Instant este preluat de mașina pereche și mașina de standby va porni pe al doilea server.